Vă așteptați la mai mult de la Alexandru Mitriță? În momentul în care a revenit în primele meciuri, se vedea că e altceva, că e cumva peste nivelul echipei, clar, chiar și peste nivelul campionatului. Mie îmi place foarte mult ca jucător și primele etape a jucat excelent, după aceea a fost accidentat, a jucat accidentat și pe fondul acesta, normal, n-a mai putut să ajute echipa cum a ajutat în primele etape și nici cu echipierii nu l-au mai ajutat absolut deloc. Nu e normal să aștepți totul numai de la Mitriță. De exemplu, m-am uitat aseară, l-am văzut chiar în propriul 16 metri și nu odată. Deci își dorește foarte mult. Ultimele minute am văzut, am încheiat cu șuturi, cu dribling-uri. Deci cred că este într-o revenire de formă și el trebuie să fie ajutat și de echipă, pentru că de unul singur este foarte greu. Parcă sunt mulți jucători ieșiți din formă, special în zona de atac și în condițiile astea e greu ca echipa să arate bine. Nici Ivan nu mai marchează, nici Marcovici în ultima perioadă, așa că se adună jucătorii, nu știu, exact, neinspirați. Exact, asta spun, că și Mitriță singur este foarte greu. Ivan are foarte multe calități, probabil intrând și într-o dispută cu galeria, probabil că este și el afectat de acest lucru și randamentul nu este la cel cu care ne-a obișnuit în unele perioade. Dar ei sunt jucători cu calități și oricând ei pot să revină. Le trebuie un restart, v-am spus, un antrenor care știe să-i motivează, să motiveze, să facă un grup puternic, să joace toți pentru unul și unul pentru toți și atunci văd că se vor schimba lucrurile. Au fost și accidentări, a fost suspendarea aceasta lui Bacu, etapa trecută, când într-adevăr a doua repriză a fost cu o miniță din ceea ce am văzut la meciul cu Petrol.